În mai multe localități, solariile oamenilor au fost distruse după ce vântul a luat pe sus învelitoarele din material plastic. Am avut însă afectări în ceea ce privește câțiva producători la cultura de tomate în solarii. Deci am avut la Cărbunești un solar afectat, la fel am avut la Prigurea un solar afectat și unul la Bumbeș Pițic. Este vorba de producători agricoli care sunt în programul național pentru tomate, cei care au 1000 de metri pătrați cultivați cu tomate în spații protejate. Erau oamenii supărați pentru că, iată, se apropie perioada noiembrie-decembrie când trebuie să își vândă marfa pentru a primi cei 3000 de euro dați de către Ministerul Agriculturii, de către Guvern și Ministerul Agriculturii. Pentru că pagubele sunt însemnate, atât autoritățile cât și păgubiții speră ca statul să le întindă o mână de ajutor. S-ar putea să primească ceva despăgubiri și din partea guvernului. Nu știm mai mult, însă noi am făcut tot ceea ce trebuie împreună cu prefectura și cu ISU. S-au primit documentele, vor fi trimise mai departe. Domnul prefect va dispune și comisia care să meargă în teritoriu să observe pagubele. Sperăm că vor fi despăgubiți. Oricum, oamenii au început să-și refacă solariile și vor primi probabil și cei 3000 de euro la sfârșitul anului. Din fericire, recolta nu a fost afectată, astfel că vom mai gusta din roșiile oltenești, perioada de recoltare fiind până în luna noiembrie a acestui an.